Salutări, salutări! Salutare tuturor! Eu Ștefan sunt... Și eu sunt Gogo. Bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Papat. În episodul de astăzi discutăm despre X-Ros. Nu orice X-Ros, fii atent. Nu X-Ros 1, nu X-Ros 2, ci X-Ros 3. Și mare atenție, discutăm despre X-Ros 3 Mini și X-Ros 3 normal. Da. Hai să trecem rapid prin specificațiile amândurora. Da, înainte de specificațiile amândurora, mulțumim frumos la firma Vapetronic care trimit ăsta mic. Mulțumim. Ăsta mare l-avem ca până magie, vă povestim noi. Altă dată, de unde? Prieteni, știu. Nu se prinde nimeni că fare muncești la sfogă. Nu se prinde nimeni. Specificații. Și dăm unul la unul că scrie aici, da? Da. Dimensiuni. 13.7, 23.6, 115.1 mm. Mă, tu unde te uiți? Tu le-ai citit divers? Aici, mă. Nu, până la mine încep cu 99. Aia e chiniș. Bine, eu am 13.8, 23.6 și 99.3. Deci al tău e mai scurt, un pic. Ia, pune-l pe masă. E fix același lucru, dar mai scurt. Da. A, vezi că tu ai... Stai așa, că tu, la tine s-a furat aici. Iată, iată, că eu am alt finisaj. Ai alt finisaj, foarte frumos. Capacitatea e 2 ml și tu? Capacitatea am fix 2 ml pentru că văd că sunt aceleași cartușe. Perfect. Și apropo de cartușe, am 0,6 și un om. Și tu? Eu am doar 0,6 și atât. Și atât. Mai pușcărie, am înțeles. Deci cu că pachetul mare mai primiți un cartuș. Baterie? 1000. 1000 și la mine. Ce? Ce? 1000 de miliamperi amândouă. Bă, 1000. Și de ce? Păi... Ăla mini e mai mini. De ce s-a putut? Adică, fii atent, ai reglaj de aer? Nu. Eu am. Deci de aia. Mă trag cu reglaj de aer. De mare. Ai buton? E de toți bani. Nu. Eu am. Deci asta primiți pentru extra câțiva milimetri înălțime, reglaj de aer și buton. Nu știu cât costă, nu mă întrebați. Ai USB-C cu un amper? Ai USB-C. Cu un amper? Da. Ok. Eu am cartușul de un om aici, tu ai de 0,6. Da, pachetul meu are doar un singur cartuș, pachetul tău are două cartușe. Are lumini LGBT. Te spun dacă așa mai are lumini LGBT. Poți să trag pe automat și poți să și apăs pe buton? Eu nu pot, știi de ce? De ce? Că n-am buton. Trebuie să le arăți la oameni cartușul și cum se umple? Nu. Eu zic să încerci. Dar nu vreau. Hai, te rog. Uitați cum tăi cartușul și arată cum se frumos cum se dă la o parte ăla de umplere. Da. Asta de umplere se desface ca la Caliburn. Bine, opțional puteți să faceți cum face Fane, nu cum face Gogo. A, trebuie să-l ții. Da. Să se desface greu. Eu asta vreau să arăt că se desface greu. Cred deci că ai asta arătat. De aici v-ați prins cu toții că se desface greu și la Caliburn se desface greu pentru că acum, da, 3 ani de când a apărut Caliburnul, am luat și eu un Caliburn. Bă, trebuie o parte din el pe aici. Da, este. Ai stricat. Ia. Yeah. Nu-ți trebuie, pune-o la loc. Păi de unde e, mă? Din interior. Nu trebuie? Direcțiunea aerul. Nu, se duce peste tot aerul acum. Vrei să spun asta la loc? Dă-o încă. Tu ai? Da. Gata. Este dopul care face să nu curgă. Păi vezi, bă, că e important dopul ăla. E important. Mă făceai și nu curgea. Băi, deci eu am un design frumos cu rombulețe, piramide, triunghiulețe. Tu nu ai niciun design. Normal că nu ai niciunul. Eu sunt mai elegant, dacă ai același culoare. Eu am logo-ul Vaporesu gravat, tu l-ai doar printat sau dat cu laserul, mă rog, în relief. Tu ai un buton care are un feeling rotund aici și bec și sigla Vaporesu și cam atât. Da, cartușul e același de mănuntru aici cum e. E așa. Deci, teoretic, LED-ul se aprinde verde când bateria e peste 70%, albastru când e între 70% și 30% și roșu când ar fi bine să o încarci sau, mă rog, ai sub 30%. Și aici vorbim de modelul mare. În principiu... Mi se pare absolut firesc. Ia uite aici. Două moduri diferite. Da. Dar aproape la fel. Da. Două nuanțe de verde. Că... Da, așa trebuie. Ia-ți ăsta tău. Individual. Ia să vapăm din Vaporesu X-Ros 3 Mini de 1000 de miliamperi. Mie îmi place sipca asta. Este destul de subțirică pentru o sipcă mare, în principiu. Muștucu, adică.
Okay. Aroma e ok, e de calibru. Dă puțin seara ceva. Nu. Ce ai făcut? Dar de ce? Nu mi-o umbla. Țar. Ce ai făcut? Am luat și o baterie asta cu reglaj să văd dacă e ceva păi de capul. Păi ai schimbat și cartușele. Mai știi care e care? Da, ăsta-l meu. De unde știi? Ăsta-l tău. Ăsta e al tău, că e 06. Eu am pus de un om. Păi și ai pus același lichid, mă? Nu. Păi dă-mă pe ăla cu un icon. Păi stai, mă, că e de 06. Sunt amândouă. Venea preinstalat cu ăla de unul. Dă-mă, bă, ăsta e, mă, ți-ar prostia. Ce țeapă îmi dădea fane? Da. Foarte aerat. Nu e foarte aerat. Cum nu? Are tot aerul. Este un... Eu pot să reglez. Eu nu vreau să-l reglez și mai mult de atât intră în scurt. La tine. Dacă îți luai modelul mare, nu mai aveai problemă. Nu mai intră. Merge foarte bine cartușele. Gustul este... Foarte ok. E ok. Un pic sub excepțional. Că excepțional e Caliburn, e Flexus Q pentru mine, e ceva de la Inokin pentru tine. Ce? Știi ce de la Inokin? Mm. Cred că Metele sau Langhiller. Metele. Metele, Caifun X. Ah, ok, de la Inokin, da. Da, așa e. Da, aroma este ok, este în cantitate suficientă, producția de aburi este bună și la modelul mare poți să și reglezi aerul. Acum, e o țigară frumoasă, mie îmi place, mi-a plăcut întotdeauna. Eu am avut și un Xros 1, care era pătrat, bă, nu prea era mare diferență. Cartușul era cam la fel, încărcarea la fel, USB-C. Ce s-a întâmplat de la 1 până la 3? Doamne ajută, am mai schimbat design-ul. Da. Păi cu atâta Pinterest în cap, păi dacă mă angajez și eu designer la chinezi... Da. Foai de mine. Foai de... Bă, device-ul e bun, își merită banii, nu e foarte scump ca în general. Eu nu știu cât costă, că de-aia m-am pregătit super bine. 100 și un pic de lei, stai și ăsta mai puțin. Da, amândouă, scam pe acolo, că cam aceea țigară îți cumperi. Poate cu 15 lei mai puțin, că ai o rezistență. Un cartuș, da. 20 de lei. Pentru mine ăsta e aerat. E foarte aerat și... Poate cartușul de un om e mai puțin aerat. Nu, dar e de 18 ăsta tot. A, da. E puțin tare și pentru mine. Nice. Nu e un device rău. Tu ai cartuș de un om? Da. Și l-ai pus? Nu. A, nu l-ai pus. Ok. Da. 2, 3, 4, 5, pornit, oprit. Știți povestea. Știți povestea de la tine? Vezi că, da, la tine trebuie să sufli de 5 ori în ea. Xros 3 și Xros 3. Eu... Mă trăiască talentul tău, Doamne! Da? Mă, că ăsta nu-i de aici. Dă-mi și țigara. You feel stupid about yourself now? Nu, deci... Deci, spațiul ăsta de aici nu este ca să mai pui ceva, da? Ci ca să poți să bagi degetul, să-l scoți. Da? Ia atent, că tot îl pui la transport. Pune-i acțipildul înapoi să nu ți se activeze în cutie. Ai, Doamne. Bine că l-am lipit aici. Peste de Paște, da. Concurs, luați Xros. Xros mini, Xros mare, nu luați. Da, dragilor, dispozitivul merită dacă vă place designul. Pentru câțiva leuți în plus, eu v-aș recomanda un Flexus Q. Asta e doar părerea mea personală. Gogo poate vă recomandă altceva. Nu se știe niciodată. După ce am văpat și Caliburn... G. Caliburn ăsta G. G. Luați măcava și orice pot, că... Toate sunt foarte ok. Toate sunt acolo. Dacă ne apucam noi cu astea, eram zei până acum. Deci, efectiv, pot să zic că acum, în toate poldurile astea care sunt așa, merg. Nu mai e nicio diferență.
toate sunt bune direct. Toate sunt chiar bine, și da. Vaporesul X3. Merge bine. Și ăsta merge bine. Mulțumim frumos. Șocant. Iată că Academia nu moare și își cumpără carduri în continuare. Academia se transformă, da. Da. Vedeți că a făcut și rimă. Academia nu moare și își cumpără carduri în continuare, că a făcut review la X3. Mulțumim frumos care a dat Vapetronic X3. Vapetronic X3. Intrați în un site foarte ok, găsiți tot ce vă trebuie. Până data viitoare, mai este un site foarte mișto pe care puteți intra, așa nume acpan.ro. Nu strică, ba chiar ajută. Ce ajută? Vapatul. De unde? Din România. Cam de acolo. Ce să fie? Exact, să fie de în continuare. Ce să fie? Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit, ați fost absolut minunați. Absolut. La mulți ani pe 2023. Haide. Oh my God, dacă poate pui în mai clipul. Salut! Băieții de la Academia au brain lag întotdeauna, dar nu știai chestia asta? Hey.